Familia, de exemplu, este un loc în care trebuie să fii foarte atent. Pentru că poți să mergi la adunare, poți să zici, mă bucur că copiii mei merg la tineret, mă bucur că copiii mei cântă, mă bucur că copiii mei merg în misiune, merg în tabere, sunt lideri de tineret. Și am ajuns într-o împrejurare în familia cuiva și am întrebat, copiii voștri sunt născuți din nou? Oh, copiii mei merg la cântă la cor. Copiii merg și fac cu tare și cu tare. Zic, nu, nu, asta am spus. Zic, copiii sunt născuți din nou. Oh, fetele mele sunt lideri de tineret în tabără. Și am pus a treia oară întrebarea. Nu asta am vrut să spun. Zic, copiii tăi sunt născuți din nou. Adică ce vrei să spui? Toate răspunsurile acestea nu te-au satisfăcut și nu te-au mulțumit? Și ce vreau să vă spun? Trebuie să veghem asupra familiei noastre. Copiii noștri sunt sau nu sunt născuți din nou? A merge la adunare e un lucru bun. Ai vedea cântând e un lucru bun. Ai vedea că se roagă iarăși un lucru bun. Și acest lucru făceam eu cu copiii mei. Andrei poate să vă spună mai multe despre lucrul acesta. Aveam în grijă în fiecare zi, aproape în fiecare zi, când îmi permitea și programul cu serviciu, să intrăm. Azi ai citit în Biblie? Azi te-ai rugat? Și având această întrebare care suna mereu în ochii lor, ei aveau grijă să facă lucrul acest ca să răspundă pozitiv în fața mea. Dar la un moment dat m-am gândit, băi, răspunsurile acestea prea sună a poezie. Da, da, tată neam. Bun, ia spune mie, de unde ai citit? De unde ai citit? Nu mai știu. Și atunci am zis, măi, trebuie să ne punem la puș cu întrebarea aceasta. Băi, băieți, v-ați rugat, ne-am rugat. A citit, am citit. De unde a citit? Psalmul 23, pe Biblie. Foarte bine. Bravo. E bun. Mulțumit. Și eu, mulțumit și ei, că au răspuns bine și am plecat mai departe. Dar am stat și mă gândit într-o bună zi. Mă, iarăși sună poezie. Mă, băieți, v-ați rugat? Ne-am rugat, tată. A citit? Am citit. De unde a citit? De acolo am citit. Ia spune, ce a citit? Opa, altă problemă. La care nu știau să răspundă. Și atunci se puneau la punct și cu lucrul acesta. Eram cumva mulțumit. Dar și ce am descoperit? Au crescut mari? Creșteau? Mergeau la adunare? Dar nu vedeam în ei nașterea din nou. Vorbeam cu unul, vorbeam cu altul, vorbeam, dădeam telefoane. Măi, fată, ce faci? Măi, dar ai o vârstă. Ce se întâmplă cu tine? Tăticule? Nu s-a întâmplat nimic? Nu s-a întâmplat nimic? Dacă nu s-a întâmplat nimic, ce poți să faci? Ce vreau să vă spun? Trebuie să veghem asupra casei noastre. Eram odată, eram tinerel, așa, mergeam, am mers odată într-o adunare și un frate s-a ridicat și a spus, fraților, puteți să faceți misiuni, sunteți mulți din voi care vă duceți, predicați prin adunări, chemați oameni la evanghelizare, faceți chemări ca oamenii să se întoarcă. Și copiii voștri rămân acasă și nimeni nu se îngrijește de ei.